Nord este în căutare de medicamente pentru Kim Jong-un, care suferă de hipertensiune arterială și diabet din cauza obezității. Îngrijorările sunt acum mai mari pentru că liderul s-a îngreșat din nou. Serviciul Național de Informații din Corea de Sud consideră că de vină pentru starea de sănătate a dictatorului ar fi stresul, dar și viciile sale, printre care consumul de alcool și fumatul. Asistenții liderului nord-corean Kim Jong-un se străduiesc să obțină medicamente din străinătate pentru a-l ajuta să slăbească. Dezvăluirea a fost făcută de Serviciul Național de Informații, principala agenție de spionaj din Corea de Sud. Potrivit agenției, liderul corean are probleme de sănătate din cauza obezității, inclusiv hipertensiune arterială și diabet. Faptul că liderul a luat din nou în greutate a stârnit îngrijorare în rândul liderilor nord-coreeni, care consideră că principala cauză sunt stresul, dar și și alcoolul și tutunul pe care dictatorul le consumă în mod frecvent. Kim Jong-un, în vârstă de 40 de ani, provine dintr-o familie cu istoric cu probleme cardiace, întrucât tatăl său Kim Jong-il și bunicul său Kim Il-sung au murit din cauza problemelor cu inima. Kim Jong-un, care are o înălțime de 1,70 m, a avut o greutate de 140 de kg, fapt ce îl plasează în categoria obezității morbide. Deși în urmă cu 3 ani liderul părea să fi slăbit considerabil cele mai recente imagini arată că a luat iar în greutate. Astfel, Serviciul Național de Informații a declarat că Kim are din nou 140 de kilograme, ceea ce înseamnă că se află într-o grupă de risc ridicat pentru anumite boli. Mai mult decât atât, oficialii Serviciilor de Informații sudcoreene au precizat că el a prezentat atât simptome de diabet cât și de hipertensiune arterială încă de la vârsta de 30 de ani.